În decembrie 2014, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului a emis Ordinul 594, care a intrat în vigoare în 21 ianuarie 2015, conform căruia toți operatorii economici de pe raza județului și de sigur din țară sunt obligați să afișeze noua plachetă care se numește Telefonul Consumatorilor și care înainte se numea Infocons. Numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza diferite nereguli este același însă. Bara de jos a plachetei apare mențiunea că reprezentanții asociațiilor pentru consumatori din România nu au drept de control al operatorilor economici. În același timp, Protecția Consumatorilor Mureș reamintește operatorilor economici că există câțiva pași conform procedurii legale de control. În primul rând, reprezentanții comisariatelor noastre se prezintă într-o acțiune de control în echipaj de către 2 sau 3 persoane. Aceștia, în primul rând, se legitimează, apoi fac mențiunea în registrul unic de control, urmând să efectueze controlul efectiv. La sfârșitul controlului se întocmește un act de control, procesul verbal al controlului, în condițiile în care operatorul economic va fi sancționat cu amendă contravențională, sumele respective se varsă la trezoreria statului. Nici de cum nu se plătesc în cash la comisarii care au efectuat controlul la sediul firmei. Totuși, nu toate firmele vor fi obligate să afișeze noua plachetă, o anumită categorie fiind exceptată de la regulile care se aplică din 21 ianuarie. Concret, magazinele online vor trebui să prezinte pe pagina lor de site doar un link vizibil către site-ul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului.